Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Vrei să arăți mai bine, să-ți dezvolți stilul vestimentar și să primești complimente care ulterior te vor face să te simți mai bine? Nicio problemă, de aceea mai pe mine. Astăzi vreau să spun 7 sfaturi pe care dacă le urmezi vei primi mult mai multe complimente despre modul în care te îmbraci, iar stilul tău vestimentar va ajunge la nivelul următor. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul sfat vestimentar pe care trebuie să-l urmezi, mai ales dacă ești adolescent, este să nu dai bani mulți pe haine. Și știu că pare complet ilogic. Probabil credeai că dacă dai mulți bani pe haine, vor arăta și bine, dar eu nu sunt de părere asta. Cred că de multe ori nu e așa. Sigur, pot avea o calitate mai bună, să fie făcute din materiale mai bune, dar asta nu înseamnă că vor arăta și mai bine. Uite motivul pentru care nu merită să dai mulți bani pe haine atunci când ești mic. Ești în creștere. La un moment dat îți vor rămâne mici și uite așa arunci banii pe fereastră. Nu da banii pe haine de la branduri cunoscute care cer o grămadă de bani doar ca să-ți impresionezi colegii și prietenii. Poți găsi haine în second hand-uri sau în outlet-uri care arată exact la fel și poate chiar sunt făcute din același material, doar că nu au acel logo de la un brand cunoscut pe piept ca să te fălești la prieten că uite bă, am haine de la nu știu ce firmă. Dacă aș avea acum 15 ani, singurul obiect pe care aș da mulți bani ar fi un ceas. Pentru că ceasul îl poți purta și peste 10 ani. Are curea reglabilă. Nu contează dacă îți crește mâna. Deci e o logică superioară să dai mai mulți bani pe un ceas de firmă decât pe un tricou de firmă dacă ești adolescent. Al doilea sfat vestimentar pentru adolescenți este să îți cumperi piese de bază. Asta înseamnă un tricou alb, un tricou negru, o cămașă, o pereche de blugi, niște pantofi clasici, un costum. La astfel de lucruri mă refer. Prima dată trebuie să securizezi piesele de bază pe care le poți combina cu orice înainte să treci la design-uri și la culori nemai văzute. Deci dacă nu știi de unde să începi ca să arăți mai bine, începe cu obiectele vestimentare clasice care nu țin cont de trendul actual, pentru că au fost purtate și vor fi purtate în continuare tot timpul. Al treilea sfat vestimentar este să nu o lași pe mama să-ți aleagă hainele. Știu că e o problemă majoră în România, pentru că milioane de bărbați, băieți, își lasă mamele, soțiile sau iubitele să le aleagă hainele. Și dacă nu e vreo stilistă, habar nu are ce arată bine pe un bărbat. Deci dacă ai peste 12 ani, ia-ți lucrul în propriile mâini și s-ar putea să nu faci cele mai bune alegeri din prima, dar mama ta clar nu le va face niciodată, așa că nu o lăsa să îți aleagă hainele decât dacă e vreun cadou. Al patrulea sfat vestimentar pentru adolescenți este să te inspiri de la vedetele pe care le urmărești. Nu te-ai născut cu un stil vestimentar, el trebuie dezvoltat, de aceea trebuie să-i privești pe alții, să înveți de la ei, să vezi ei cum fac. Trebuie să furi meserie, dar asta nu înseamnă să-i copiezi. Poți, de exemplu, să combini lucrurile care îți plac de la o vedetă cu lucrurile care îți plac de la altă vedetă și uite așa iese un aspect complet nou. Inspirația nu înseamnă copiere. Inspirația este să adopți ceva de la cineva și să îl manipulezi, să îl reglezi în funcție de personalitatea și gusturile tale. Al cincelea sfat vestimentar pentru adolescenți este să te uiți la manechine atunci când intri în magazin. De obicei, manechinele sunt ignorate, dar ele sunt puse acolo cu un scop. Altul decât să te sperie. Manechinele au rol de sugestie, de model. Din nou, nu trebuie să te îmbraci fix așa, dar este o sursă de inspirație. Ele te ajută să-ți faci o idee despre ce merge combinat cu ce și cum să armonizezi culorile. Al șaselea sfat vestimentar pentru adolescenți este să nu te îmbraci ca restul prietenilor. Data viitoare, când ieși cu grupul tău de prieteni, fii atent la cum sunt îmbrăcați. Dacă toți sunteți îmbrăcați în același stil de haine, pe de o parte e bine pentru că hainele îți proiectează interesele și personalitatea și înseamnă că aveți lucruri în comun, ceea ce e de dorit într-un grup de prieteni, dar pe de-o parte e rău pentru că nu vă diferențiați. Pentru cineva din afara grupului nu e nicio diferență între voi dacă vă îmbrăcați la fel. Nu e nimeni original, nu e nimeni diferit. Și în final, al șaptelea sfat vestimentar pentru adolescenți este să fii adaptabil. La punctul anterior am vorbit despre diferențierea de alții, dar acum vreau să vorbim despre diferențierea de tine, pentru că e posibil să fi găsit un tipar, niște haine care arată bine pe tine, în care te simți bine și numai pe ălea le porți. Ei bine, eu cred că și asta e dăunător, să porți aceleași haine în continuu până când devine plictisitor. De aceea trebuie să ții cont de niște variabile atunci când alegi cu ce haine să pleci pe ușă. Și aceste variabile pot include activitatea la care iei parte, oamenii cu care te întâlnești, anotimpul. Sunt multe variabile pe care trebuie să le iei în considerare, dar cred că un om care se îmbracă bine stăpânește mai multe stiluri, nu doar unul. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vreau frumos să-l distribuiți mai departe.
poate să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o. Și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu un rateu. Pa, pa!